Salutare, dragilor! De data aceasta nu este nevoie să mă vedeți, pentru că vom vorbi puțin despre cum realizez eu albumele foto. Programul pe care îl folosesc este Fundy Designer. Îl folosesc de 3 ani de zile, chiar 4 ani, și este cel mai ușor program de realizat albumul pe care eu l-am încercat. Așa arată, mai să plecăm de la zero, ca să vedem toți pașii prin care trec. La început este Add New Project, îl denumesc de obicei Nuntă Cristi Iulia. Continuă cu nunta lor, într-adevăr, pentru că tot workshop-ul și toată platforma de fotografie s-au învârtit mai mult sau mai puțin în jurul lor. După ce am denumit proiectul, trebuie să am fotografiile, sunt cele primite de la ei. Toate sunt aici, am mai puțin de 93 de fotografii, de obicei Miri își aleg între 50-70 de fotografii, putem să mărim numărul de fotografii pe care le folosim prin adăugare de colaje. Adică, la mine un colaj are cam 2-3-4, foarte rar, fotografii pe el, așadar, câte un colaj adaugă câte 2 sau 3 sau 4 fotografii la numărul total. Până sunt gata, imaginile mai durează puțin. După care vom stabili și dimensiunile. De obicei, în 95% dintre cazuri, folosesc dimensiunile pentru albumul de 25x30 de centimetri. Este o mărime pe care eu o folosesc de câțiva ani și este albumul pe care îl prezint minilor. Așa că vom merge de data aceasta cu dimensiunile pentru el. Ne întreabă ce vrem să facem. Să alegem album builder. Aici avem mai multe variante. Eu merg pe custom size pentru că am depus 600 cu un 255-300 DPI. Pentru print, selectăm milimetri, le dăm next, cover, dacă aveți hardcover puteți să puneți dimensiunile, vorbiți cu cei care vă fac albumele pentru a vă spune exact ce dimensiuni au nevoie pentru diferitele mărimi de albume. Eu nu am nevoie de cover pentru albumul lor, pentru că este un album cu o copertă din piele regenerată. Aia am dat next și am ajuns la ultimul pas din setarea albumului, denumind din nou Nuntă Cristi Iulia, hai să-i spunem și mărimea albumului, piele regenerată. Create album. De aici încolo trebuie să ne jucăm puțin cu fotografiile pe care le-am inserat. Pe lângă fotografiile alese de ei, eu trebuie să mai adaug și fundalurile. Am 3 la număr, pe care mi le-am făcut în Photoshop. Dimensiunile sunt aceleași, 600 cu 255 cu 300 DPI, vorbim de milimetri. Ok, asta este un model. Mai avem al doilea și al treilea care este negru. Încep întotdeauna cu textul pentru ei. Fac fundalul Make background image, pentru că altfel o să fie o simplă fotografie. Hai să vă și arăt despre ce e vorba. Dacă lăsăm pur și simplu, dacă îl facem drag and drop, putem să, din greșeală, să adăugăm fotografii pe lângă el și el să devină pur și simplu o simplă poză, putem să-l și ștergem din greșeală și atunci delete. Revenim la modul de principal, drag, Make background image. Ca să-mi fie mai ușor și să nu pierd timpul după aceea și să stau să-mi stric flow, le trag pe toate aici câte avem nevoie, zicem 20. Dacă vreau să folosim toate fotografiile, este o selecție de-a mea. Pentru că sunt foarte multe. Să vă arăt și cum îmi doresc eu. Până la bingo. Avem 15, 16, 17,
18, 19 și 20, la care dăm Make Background Image. Bun. Eu încerc cu o fotografie puternică de-a lor. Ce să prima fotografie este o fotografie puternică cu amândoi, care să... Care să denote ce s-a întâmplat la evenimentul ăla. Cred că e mai drăguță asta, care sunt amândoi. O tragem aici. Pentru început eu trag toate fotografiile în colaje, după care intru pe fiecare și le editez. Trei cu el. Ea este cu machiaj aici și aici. Ok. Asta avem deja, să luăm un detaliu. Am să luăm și trebuie să le văd, să văd mai multe. Avem cu el, avem cu el pregătire, avem un detaliu aici. Dușul lui. Asta aș putea să le punem pe una. Mai scapă. E un program perfect. Pregătiri. Asta 3 și cu uitatul. Și... Alb negru. Facem o pagină alb negru. Avem doar două fotografii. Asta și cu asta. Ok. Cu el. Nu, deja aici intrăm în șoales de la linie religioasă. Să luăm cu prietenia, mână și băutura. Și avem color și alb negru, ar trebui să ținem doar alb negru și alb negru, color, color. Ședință foto. Aici clar o să alegem pe asta pentru că este o un trademark al lor. Da. E aici. Aici. Asta trei, poate chiar scădem. Am ajuns la 9, la colajul cu numărul 9. Avem fotografiile cu nașii, grup și fetele care țin rochia, trena. Primul dans. Ce avem mai fain aici? Vă ar trebui până în momentul ăsta să știți fotografiile voastre. Cum arată. Să mergem în 4. Momentul cu apa, când am ieșit din apă și puțină nebunie cu... El aici. Iar mergem în 4, e destul de mult. Mergem în 3, nu, mergem în 4 în continuare ca să facem un design. O să vedem, o să încercăm mai multe variante de design cu mai multe, mai puține fotografii. Aici este party-ul. Nu insistăm foarte mult pe formație. Am două fotografii cu ei la tort, ar merge pe un singur colaj. După aia mai am câteva fotografii de la ședința foto. Ar trebui să merg un alb negru, nu trebuie merge un alb negru aici. Astea trei. Albastru, una dintre preferatele lor. Cu aici. Asta două și mai am încă patru. Ok. Momentul în care ei sunt crazy. Ha. Să mă folosesc și de asta. Am buchetul. Poate chiar scădem. Am momentul aruncării. Și mai am o fotografie. Chiar două.
care le plac foarte mult. Good. Ok, asta e selecția. Am păstrat povestea, ordinea poveștii. După care, intrăm în fiecare. Clickul pe fotografie îți permite să muți cum vrei tu dimensiunile, da? Pentru că am un scris în stânga, o să-l încadrez cu fotografia din dreapta. Poți să dai fill sau fit dacă vrei să se muleze după chenar sau pur și simplu vrei să fie completă. Pot să o las aici. Ce înseamnă acest semnul exclamării? Înseamnă că fotografia ta este mai mică decât ce are programul nevoie pentru a o exporta la 100% calitate. Că tu ție îți lipsesc aici 36 de pixeli din 4836, nu afectează cu absolut nimic. Am fotografii pe care le-am pus nu la 1000, dar la 5-600 de pixeli în minus și nu s-a văzut nicio diferență. Cel puțin nu pentru client. Ok, văd că aici deja am pregătit un colaj interesant. Poate că spatele lui ar putea să fie înlocuit cu asta. Și dacă intrăm pe fotografie, să le mutăm în dreapta. Cred că mi-ar plăcea mai mult în dreapta. Da, mult mai bine. Dacă dăm click pe o fotografie și din săgeți sus jos, mărim spațiul dintre fotografii. Eu vă recomand să fie uniformă de-a lungul albumului. Și Iulia are la fel. Ar merge aici color cu negru pentru că este ea mare, fotografia în negru. Ok. S-ar continua. Ok, e numai bine. Aici putem fie să intrăm în colaj și să-i dăm shuffle design sau să-i facem noi pur și simplu treaba asta. Este alegerea voastră. Se pare că am asta e. Aveam foarte multe culori. Aici mare contrastul. Mare contrastul pe negru. Vedeți, avem negru aici și ar fi fost alb. Din nou putem să facem același lucru. Uităm shuffle direct de aici. Și suntem atenți la imagini. Cred că aș vrea să dispară o fotografie. Cred că aș vrea să dispară asta. Eu o să se întoarcă în images din partea stângă. Da, puteți să-l luați oricând, puteți să înlocuiți, puteți să o luați pe aceasta, să o puneți în locul altei fotografii. Acum mai și găsesc, gata. Bun, o pun înapoi. Deci folosiți-vă de schimbările astea. Dacă o mireasă sau un cuplu are nevoie de schimbări și vi spune, nu vreau fotografia cea din ușă de aici, pe pagina cu numărul 4, că ăsta este colajul 8, ci îl vreau pe pagina cu numărul 9, adică aici. Puteți pur și simplu, și o vreau în locul fotografiei mici, o luați de aici și pur și simplu o duceți. Și ați făcut schimb între ele. Dacă vor să faceți schimb, dacă vreau să fie mai mare, dacă vrea să fie mai mare, pur și simplu puneți trageți de fotografie. Vă las să faceți cam tot ce vreți voi. Bun. Aici aveți grijă. De fiecare dată când folosiți fundal făcut în Photoshop, aveți grijă să nu iasă pe după fotografii. Pentru că asta am făcut eu mai devreme înainte. Mi-am făcut trei fundaluri, da? Unul este blank complet, pe care îl fac background,
Și atunci nu o să mai am problemă. La fel și aici, intră sub fotografie și se vede. Asta puteți pur și simplu să ștergeți imaginea rămasă aici. Bun. Aici. Da, aș vrea să vadă logo-ul de data aceasta. Și atunci mai ridic fotografia din dreapta. Aici mai am pe cineva în stânga, mai am pe cineva în stânga. Da? M-am vrut să tai din față și atunci le-am pus una puțin mai mare în stânga, una mai mică în dreapta. Biserică, prieteni. Să-mi fiu destul de mult. Vrem să fie și mai mult, le dăm. Nu, fața lui intră foarte mult în partea cealaltă cu alb negru. La fel, funcționează și aici, la ședința foto. Acest alb negru pe care ar putea să plece în altă parte. Care ar putea să plece în altă parte. Remove image pentru că mă deranjează. Fotografiile mele, stilul meu de realizare un album cel mai iubit. Așa, șterge, șterge asta, șterge. Ce îmi place foarte mult să fac la albumele unde am libertate 100% este să fac fotografiile mari. Iar prin treaba asta, prin cele două fotografii, una stângă, una dreapta, fotografiile vor fi foarte mari. Atunci când am libertate, îmi fac de cap. Da. Pot să fie foarte mari la mine sau foarte mici. Dacă vrem să dăm un pic de zoom la fotografia asta, avem întotdeauna variantă de lupă. Da, de aici. Fiecare fotografie are opțiunile ei. Să fie 3 pe 2, 1 pe 1. Schimbați. Aici, prin iconița asta, vă deschide editarea în Photoshop. Pur și simplu editați în Photoshop, după aia dați save și revine aici. Dacă vreți să o faceți black and white, aveți posibilitatea să o faceți direct de aici. Dacă vreți să o întoarceți stânga-dreapta pe verticală, iar puteți să o faceți de aici. Dacă vreți să o rotiți, vi se pare că nu e dreaptă, deși ele ar fi deja editate, dacă înainte să le adăugați aici, puteți să o faceți. Ok. Ca să vedeți întreg layout-ul disponibil, puteți să intrați în butonul de layout și le vedeți aici. Dați refresh, vă adaugă alte layout-uri. În mare, cam astea sunt, doar că există variante de schimbare a fotografiilor între ele. Ce am putea alege aici? Un pătrat cu ele două, da? E ok la mine, poate spațiu mărit aici. Și să nu plece în exterior, putem să întoarcem. Gata, bun. Dans, dans. Dans, alegem și altfel de sistem, da? Cu două fotografii și stânga-dreapta. Aici avem deja una puternică. Ok. Mult mai bine din punctul meu de vedere, pentru că avem mai multă culoare. Bun, aveți grijă aici, fie schimbați fundalul, dreapta click, make background, fie ridicați fotografia. Dacă vă încurcă de multe ori, prefer să schimbați fundalul. Ok, sunt patru, sunt de acțiune. Ce putem să le facem? Una lângă alta le-ar micșora destul de mult. Aici mai e o variantă. Fie fit, dar ai tăiat mult din ele și nu sunt de acord să tai tăia practic toată acțiunea. Fie te întâlnești cu ele la mijloc. Și ți le adun aici.
poate mai mult aici, pentru că așa, fie și pe aceeași distanță, aceeași linie. Atunci le ai la mijloc. Dacă vrei să le pui și în ordine, aceasta ar fi ordinea. Iar ele se vor deschide, da, vedeți linia albastră de pe mijloc. Aici este exact mijlocul albumului, deschis în stânga și în dreapta. Bun. Gândiți-vă că mie mi-a luat până acum atât de mult să vorbesc, pentru că trebuie să vă explic ce face fiecare în parte. Pentru următoare jumătate a albumului voi face exact cum consider eu și voi vorbi mai puțin ca să vă arăt în cât timp se poate face un album. Aveți grijă să nu tăiați mâinile. Mâini, picioare, capete. Da? Fiți cu minți. Pentru că le vreau să le fie mari. Vreau ca fotografiile mele să fie mari. Folosesc câte două pe colaj. Și credeți-mă că o să iasă foarte tare. Ei sunt nașii. O să intre la înaintare puțin. De ei nu mă lovesc niciodată atunci când e vorba de naș, ca să nu mai schimb fundalul, să fie foarte repede, pur și simplu trag puțin mai în jos de fotografii. Deci avem o broscuță ca să se vadă ce avem. Păstrăm rochea miresei acolo și îi dăm un zoom. Atâta timp când nu intră triunghiul galben, nu avem nicio problemă legată de fotografie. Ok, povestea asta ar putea să fie spusă și în altă manieră, cu un pătrat, exact, și face mai mult asta, mai puternic, perfect. Din nou, puternice, să le punem pe amândouă la fel, că nu le-am avut niciodată pe amândouă la fel. Încerc să nu folosesc foarte mult același stil. Aici aș fi pus una singură. Aș fi încheiat cu una singură. Și dacă am început cu fotografia în stânga, voi începe cu... voi termina cu ea în dreapta. Să nu-i tăiem capetele. Super. Cât de mare este diferența? 600 diferența. Eu zic că nu afectează. 496. Este ok acum, cu siguranță. Make background. Background. Delete. Ok. Gata. Asta e tot. Atât de repede fac un album. Dacă vreți să tăiați timpul în care v-am explicat ce fac, e foarte scurt, foarte scurt. De fiecare dată când vrei să mai adaugi fotografii, le pui pur și simplu aici. De export, de export for print și asta e tot. That's it. Succes! Trebuie să vă jucați puțin cu el ca să vă meargă mâna repede și să știți ceea ce căutați.